Bun. Mai revedem o dată că până când ne vine o altă idee, cum continuăm, e bine să organizăm, să vedem chestia asta de până. Deci, Robert, povestește tu. Am avut X, Y, Z și T invers proporționale cu 1260, 525, 36 și 35. Care a însemnat? Care a însemnat că 1260X egal cu 525Y egal cu 36Z egal cu 35T. Bun. Și ne-am oprit. Acum, mai avem informațiile care. Cel mai mare vizor comun al lui A și B este un număr X. Da. Asta înseamnă că A egal cu B. Sau nu... Cel mai mare vizor comun... Am avut informațiile. Celui mai mare vizor comun al lui A, B, C, D. Al lui A, B, de altă parte al lui C și D. Da. Și multiplu comun al lui A, B și al lui C și D. Pe care le-am notat cu X, Y, Z și T. Corect. Ei, din... Faptul că X e cel mai mare vizor comun înseamnă că A o să scrie ca X ori ca 1, B-ul este X ori ca 2, iar despre ca 1, ca 2 sunt prime între ele, este esențial. Pe urmă. Între C și D, dacă Y este multiplu, vorbește tu, te rog. Y este divizorul. Rezultă că C egal cu Y ori T1 și D egal cu Y ori T2 și T1 și T2 sunt primele trei. Ții minte că în raționament ne-a folosit treaba asta. Cât ori cât să facă, nu? Așa. Formă. Cel mai mic multiplu. Cel mai mic multiplu comun dintre A și B este Z. Da. Și cel mai mic multiplu comun dintre C și D este T. Așa ne-am notat, nu? Z și T. Z egal cu asta este Z egal cu X ori ca 1 ori ca 2. X ori ca 1 ori ca 2. Și T egal cu Y ori T1 ori T2. Deci, din faptul că Z e multiplu comun, înseamnă că acest multiplu este divizorul mulțit cu cele două numere, ca 1 și ca 2, prime între ele, care intrau la A și la B. Corect. Că se iau factor prim, comun și necomun. Comunul era X-ul și necomun, ca 1 și ca 2. Adi, bună dimineața! Da. Da? Deci, atenție, Adi. Cel mai mic multiplu comun al numerelor ăsta A și B este X-ul care e comun. Și și el se știe necomun ca 1 și ca 2. Da? Și de ce am spus că este X ca 1 ca 2? Corect. La fel am spus despre T multiplu că este Y. Y la cel mai divizor comun mulțit cu T1 T2. Da. Și acum, am aceste relații foarte tare, că Z este X ori ca 1 ori ca 2 și T este Y ori ca T1, T2. T1, T2. Aceste lucruri m-au făcut să mă întorc în relația care leagă X, Y, Z și T din inversa proporționalitate și să le scriu 2600, 1260X egal cu 36Z. Iau echipajul X cu Z, corect. Pentru că asta am eu legătura între X și Z. Iau legătura între Y și T, pentru că am eu legătura între Y și T. N-am luat-o între Y și X, că nu mă interesa. Da. Da? Și atunci, iată-ne că am ajuns să găsim ca 1, ca 2, T1, T2 și în momentul de față, am ajuns acolo, la A egal cu 7X, B egal așa. Cu 5X. A egal cu 7X, B egal cu 5X, C egal cu 3Y și D egal cu 5Y. Mai avem un pas de făcut. Povestea este să găsim pe X, Y și Z. Corect. Asta ar trebui să vedem noi acum. Aici ne concentrăm. De ce relații mai trebuie să folosim? Asta e momentul foarte important. Ce relații mai avem de făcut? Pe cine e X? X-ul e cel mai mare vizor comun. Cel mai mare vizor comun. Așa. Y-ul este cel mai mare vizor comun. Deci totul s-a redus la cel mai mare vizor comun. Și acum să vedem cum ne organizăm. Ia-ți capitolul. 1260X
egal cu 1525 Y. Ce ar fi să folosim o relație de aceea în care X-ul și Y să se, organizeze? 1225. Deci, să scoatem, dacă aș face raportul A pe B, s-ar duce X-ul. Despre A, B, C și D, ce știu? Că sunt numele din stea, da, nu? Da. Asta îmi face... mă gândesc la relația asta aici. Aia asta trebuie să folosim. Asta am eu în minte acum. Relația între X și Y, să văd cum se leagă pe ce. Ia să ne întoarcem aici. Deci, luăm ăsta, 1260X. Da, 1260X. Cu 525Y, da? 525Y. În toate de X în funcție de Y. Hai să mai simplificăm. Cu 5? Chiar cu, cu 5 sigur că merge. Da? Împărțim totul cu 5 și vine. 5 în 12 de 252X egal cu o dată 0, 5. 105Y. Așa. Bun. Merge prin 3. Merge prin 3, da? 156, da? 49, foarte bine. 25 prin 3 merge 84 x egal cu 35Y. Și cam atât. Nu mai am ce face. Acum... Merge prin 7. Merge 7? Da. Uite. Cu cât îi insistăm mai mult? 12X. Da? 12X. Egal cu 5Y. 5Y. Energie nu are. Nu, gata să oprim. 12X egal cu 5Y. Și noi trebuie să punem mâna pe A, B și C și D, nu așa? Mm-hmm. Având relația asta între X și Y. Să s-o scoatem oare? Să facem X egal cu 5Y pe 12? Cum să facem? Facem să scoatem pe X în funcție de Y. Dacă scoatem pe X în funcție de Y... Ne ajutăm. Înlocuim aici și o găsim pe A, B și C în funcție de Y. Totul va fi funcție de Y. Și trebuie să vedem faptul că sunt numele naturale. Ia să vedem ce se întâmplă. Deci, dacă scoatem pe X de aici, 5Y X arată cum? Că 5Y. Pe 12. Pe 12. Și A-ul va arăta așa. A egal cu 7 ori X, adică ori 5Y supra 12. B-ul arată arate de nu timpul... Mulțim, nu mulțim, nu? Hai să mulțim. 7 ori 5. 35. 35 Y supra 12. B-ul... Vreau cu 5 ori 5Y supra 12. 5 ori 5Y supra 12. 25Y supra 12. 25Y supra 12. C-ul egal cu 3Y. C-ul va fi egal cu 3Y. Și D-ul egal cu 5Y. Și D-ul... E 5Y. Egal cu 5Y. Trebuie să cerem neapărat ca A și B să fie numere naturale. Deci A, virgulă B sunt numere naturale. Dacă și numai dacă 35Y supra 12 e număr natural. Da? Da. Și, și tot atât de bine și 20, nu 20, 5 ori 5, 25, da, 25. Nu, 25 supra 12. Și 25 supra 12 să fie număr natural. Da. Ca să fie număr natural o fracție, trebuie ca unul din, din factorii aceștia, fie 35, fie 25, să-l împartă, să împartă la 12. Nu se împartă la 12. Atunci Y trebuie. Atunci Y obligator. Deci de aici am două cer asta. Cercul disperare. Y să se divide la 12. Adică Y să fie 12 ori un alf, ori un P. P. Dar nu am notat până cu P pe undeva, n-am notat. 12 ori P. Deci dacă Y e multiplu de 12, lucrurile se așează foarte bine. În condițiile astea. Deci,
dacă y e 12 pe, înseamnă că a, a va fi egal cu, hai să vedem cât va fi, 35 ori pe, că îți duce 12 cu 12, da. B-ul va să fie egal cu 25 pe. C-ul ar fi egal cu 3y, dar y cu cât am zis că este? 12 pe. 3 ori 12? 36 pe. D-ul ar fi 60 pe. Deci am găsit pe A, B, C și D. Hai să le scriu încă o dată. Am că A egal încă o dată. 35 pe. 35 pe. D egal cu 25 pe. 25 pe. C egal cu 36 pe. Și D egal cu 60 pe. 60 pe. Bine. Dacă așa stau lucrurile, atunci hai să ne întoarcem și să vedem cine e cel mai mare vizor comun al lui A și B. Așa cum arată acolo. Deci apare că... Adică între 35 și 25, care e cel mai mare divizor comun? Între... Nu. Exact cum spui așa. A, B... Da. X egal cu AB, am zis noi, nu? X da. Egal cu AB, cel mai mare divizor comun al ăla. Și egal mai departe cu... În condițiile astea, cui ar trebui să fie al 35 pe și virgulă 25 da, pe. Și care ar face este 5 pe. Da. Când 35 și 25 sunt parte din 5, prin pe, da? Da. Prin 5. Prin 5. Deci 5, și pe-ul e comun. Și pe-ul e comun. 5 pe. Corect. X-ul este egal cu 5 pe. Y-ul ar fi egal cu ce pe? Cel mai mare divizor comun al lui C și D. Adică C-ul ne-a dat 36 pe. 36 pe. Și 60 pe. 60 pe. Dar tot cel mai mare divizor comun. Da, tot cel mai mare divizor comun. 6 pe. 6 pe. Luăm și cei mai mici multipli? Să luăm și cei mai mici multipli comunală. Deci, cine am notat mai A și B egal cu Z. A și B, între A și B, multiplul comun al lui A și B notat cu Z, este? Păi, al lui 35 pe, nu? Și 25 al, pe. Sigur că da, al 25 pe. O să fie... Și respectiv cât 35 pe. Să fie 5 pe. 5 pe, ori ca 1, ori ca 2. Ori ca 1, ori ca 2, care e... Și care ca 1, ca 2 le-am găsit de așa. Păi da. Ca 1 era 5, 7 și 5. Ori 7 ori 5. Ori 7 ori 5. Adică ar fi... Ori 7 ori 5. Adică ar 5 pe ori... Cât ar fi? 105 pe. 105 pe, da? Da. 105, am spus, da? 105 da. Pe. Dacă zic bine, dar nu trebuie să zic bine. 35 ori 5, o mai mult. Păi cât am zis? 35 ori 5, păi 7 ori 5, 35 ori 5, 175 cât da. Zic, păi, hai să vedem. 35 încă. Ori 5 egal 175, zic bine, domnul. 175 pe. 175 pe. Da. Deci am zis 5 pe ori 7 ori 5. Adică 25 ori 7 fac 175, că 4 ori de 25 face 100, da. Deci 175 pe. Da. Și T. T egal cu cel mai mic. Multiplu cu armura numărul nostru. Al lui C și al lui D. Da. Care este? Este, ia să vedem, ce am zis că este... Ce și de, da. 36 pe. 36 pe. Și? 60 pe. 60 pe. Și avem 6 pe ori... 6 pe ori... 35, ori 3 ori 5. Ori 3 ori 5. 15 ori 6, 90 pe. Face 90 pe. Pe. Deci am aflat pe x, y, z și t în funcție de p, peste tot. Și acum putem locui pe x, y, z și t în șirul de egalități. Cred că ar trebui să mă duc în relația care leagă pe z cu t nefolosită. Haideți, 36 z egal cu 35 t.
Deci, 30, cum le zice, 36. Z egal cu 35T. 35T. Și știm că Z e 175P. Da? Deci vine 36 ori... 175P. 175P egal cu... 35 ori 90P. 35 ori 90P. Ia să vedeți cât face 36 ori 75P. Acum facem ca să nu ne mai omorăm cu așa. Deci 36 ori 175 egal cu 6300. Deci 6300. P. Cât ți-a dat? 3150. Egal 3150 P. Păi e jumătate. Da. Nu? Da. 3150 cu 3150, 6300. Zic bine sau mai văd bine? Da. 3150 ori 2 egal 6300. Da, domnul Lorenzo. Păi P cu P se duce. Da, asta e problema, că mă scoate din mână chestia asta. Da, ceva și se duce 2. Nu e în regulă. Nu e bine. Nu e în regulă. Hai să mai recapităm o dată. Până unde a mers bine, urmărim. Am găsit pe A 7X, B 5X. De unde ne-a venit chestia asta? Din simplificarea asta de aici. Legătura pe care am avut-o A, B 7X, B 5X. A, ca 1 și ca 2, parcă am zis noi. Da, da, da. Ca 1 și ca 2, corect. Și așa. Păi, haideți să luăm varianta a doua. Poate trebuie ca 1 cu 5 și ca 2, 7. Să nu părăsim repede greșit, să mai analizăm un pic. Bine. Mai analizăm un pic să vedem dacă nu cumva avem o greșeală. Okay. Deci, C-ul este 3Y și D-ul este 5Y. Da. T1 și T2. Nu? Că T1 și T2 ne-am găsit cu 3 și 5 acolo. Da. Ei, eu am mers să folosesc relația asta între X și Y. Da. Pentru că mi-am dorit, practic, să fructific relația și am ajuns la 12X egal cu 5Y. Da. Acum, pe cine vreau să găsesc? Pe X și pe Y. Nu? Poate de aici ar mai trebui să analizez încă ceva. 12 ori ceva, X-ul care e număr natural, 5 ori Y, nu se poate decât dacă Y-ul este multiplu de 12. Atenție, haideți să mă ajutați un pic ca să ieșim. Dacă ne concentrăm, poate aici trebuia să mai insist un pic. X-ul și Y-ul să fie numere naturale, ne întrebăm 5 ori cine să facă 12 ori ceva. Numai dacă Y-ul e 12 și X-ul e 5. Deci de aici nu se poate altfel decât așa. Dacă Y-ul este 12 și X e egal cu 5. N-am altă posibilitate, da? Da. Și dacă X e egal cu 12 și Y-ul e egal cu 5, ia să vedem ce se întâmplă. Deci de aici X e egal cu 12 și Y egal cu 5, înseamnă că mă duc și îl găsesc pe A și pe B. Deci X egal cu 5. Da? Deci cât va vine A-ul? De aici A-ul este... Deci am muncit aici. În zadar. În zadar cu B-ul ăsta. Da, da. Trebuia să mă opresc aici. Din păcate, așa se întâmplă. Nu, domn profesor. Suntem la prima citire a subiectului. Da. Trebuie să avem răbdare, că altfel nu poți deodată să dai răspuns. Deci, X egal cu 12 și Y egal cu 5, atunci cât va veni A-ul? Păi A egal cu, atunci am văzut că A egal cu 7 ori X ori 12. Ori 12 și egal cu? Și egal cu 7, deci 84. 84. B egal cu 5 ori 12. Da. Și egal cu 60, scrie. Da. C-ul? C-ul egal cu 3 ori Y. Așa. 3 înmulțit cu Y. Ori cu 5, adică. Cu 5 și face 15. Și D-ul este egal cu 5 ori Y. Corect. Adică ori 5 și egal cu 25. Astea sunt numele care trebuia să fie făcut. Și ele se permută, nu are importanță. Tot 84, 60, 15 și 25 vor da și când înlocuim. Da. Se permută și okay. Tot acolo okay. Ajungem. Tripletul acela A, B, C și D, ori schimbăm pe A cu B, dacă vrem. Da? Noi numele trebuia să le găsim. Nu, s-a terminat de ieșițiu.
Deci s-a terminat? Da. Ușor. Ok, stai. Eu nu l-am înțeles, ați pierdut și de-aia. Da. Eu spun, nu-ți mai terminat. Da. Foarte tare chestia așa. Deci, Adi. Multe calcule. Da. O să te mai pare de 8. Dar până la un loc e urmărit, totuși. Da. Eu zic că e urmărit. Da. Hai să mai refacem pe dată chestia, că da, chiar a fost foarte interesant. Hai, acum vi le explicăm să-l înțelegeți. Vreau să vă mai spun ceva. Da? În etapa asta de tatonare a gheșiței, te duci, curge așa în virtutea gheșiței, cu gândul undeva să trebuie să oprească. Și așa se întâmplă. Este exact ceea ce am făcut noi acum, este exact activitatea care trebuie să o faceți voi. Că nu deodată te așezi la masă și ți-ai gheșiței, decât dacă e o banalitate. Dar acolo trebuie să depui mult efort. Nimic nu vine de la sine. Alpinistul acela care vrea să cațele, nu o să poată să fingă steagul acolo unde și-a propus, o face după multă trudă, mult antrenament, multe încercări, multe căderi. Da? Multe căderi. Deci de aceea, bineînțeles, nu căderile acele fatale. E vorba de siguranța care și-a așa mai departe. Haideți să ne întoarcem și noi. Bun. Am notat cu X, Y, Z și T multipli, nu? Multiple, divizorii și multiple. Corect. Și că între aceste numere X, Y, Z, X, Y, Z, T și numerele acestea există, trebuia neapărat în ordinea asta. Dragilor, dacă nu se respectă ordinea, am stricat tot. Autorul așa a spus, între numerele acestea divizorii mai întâi, vreau să citesc încă o dată problema, nu este important. Determinați numerele naturale nenule, A, B, C și D, știind că cel mai mare divizor comun al lui A și B da. Și cel mai mare divizor comun al lui C și D, cel mai mic multiplu comun al lui A și B, cel mai mic multiplu comun al lui C și D, sunt cele mai mici numere naturale invers proporționale. Stop. Sunt cele mai mici numere naturale. Invers. Da. Ești gata. Da. Am înțeles. Da. Robert, atunci de tema ta? Aveai la geometrie. Și nu ai la fel. E ușor, știi că faci? Faci orice, da? Zine-mi ce ai și ne dăm, că rezolvăm și mă găsești pe online. Da. Am pentru marți. Nu ne facem. Gata. E foarte important antrenamentul tău. Da. Mergi cu bine. Am vrut să puntez cât Robert este pe ușă, că n-am ținut cont de faptul că X, Y, Z sunt cele mai mici numere. Vedeți? De aceea trebuie să citim o dată, încă o dată și încă o dată, până când toate lucrurile sunt luate în seamă. Nu degeaba autorul mi-a spus că X, Y, Z și D sunt cele mai mici numere. Sunt cele mai mici numere naturale, invers proporționale cu numere. Perfect. Deci, cele mai mici numere naturale. N-am ținut cont de asta. N-am ținut cont de asta, pentru că ne-a scăpat afirmația asta. Probabil la un moment dat, când era ceva multiplu de P, cum am avut noi, P-ul acela trebuie să fie 1. N-am ținut cont. Și probabil de ce am avut dificultăți. Și ne-am tot dus. Pentru că aici, eu am spus că Y o să fie 12. Și X o să fie 5. Acum am prins greșit. Gata, suntem aici. Y o să fie multiplu de 12. 12 și ce? 12, 24 și mai departe. Da. Și că fiindcă îl vrem cel mai mic, probabil la X, Y și Z, va fi cu 1. Da, aici este momentul. Deci zicem, X-ul egal cu 12 L. Da. Iar Y-ul să fie, cât să fie Y-ul? 5. Nu, Y-ul este, X-ul să fie 5 L. 5 L, ca să poată simplifica.
X-ul 5 len. Da, atenție, relația asta e corectă? Da, relația aia este corectă. 12 X egal cu 5 Y e corectă, da? Da. X să fie 5 L. Deci de aici X egal cu 5 L și Y egal cu? 12. 12 P. P. 12 P. Așa este corect interpretat. Atenție. Aha. Ade, ade. Deci fii atent aici. Faptul că 12 oriceva egal cu 5 oriceva înseamnă că Y-ul ăsta să fie 12 sau 24 sau 36 ca să poată simplifica și X-ul să fie multiplu de 5. Că numai așa se poate... Dacă înlocui A egal cu 7 ori X. Ai, și acum, acum trebuie să fructificăm de acord. Că X-ul 7. Și Y-ul și Z-ul și T sunt cele mai mici. Faptul că sunt cele mai mici, da. Nu se vrea cu L mai mare de 1. Aha. Deci cum X, X cel mai mic, cel mai mic, Y cel mai mic, înseamnă de aici că L să fie 1 și Y să fie 2. P-ul să fie 1. Și în clipa asta, raționamentul făcut cu X, 5, Y, 12, este corect. Că aveam o slăbiciune aici, aici o spune pe cea de aia. Din clipa în care am zis 12 ori X egal cu 5 ori Y și am obligat Y să fie 12. Dar de ce Y nu poate fi 24? Ce nu se poate simplifica? Oricum noi acolo am greșit. Am mers. Nu, aici am mers la... Am pus Y. Da, am pus Y. Da. Ne întoarcem acum și vedem. Deci, X-ul este 5. Da, 7 ori 5. Adică da? 5. X-ul este 5. Da, și Y-ul 12. Și Y-ul este egal cu 12. Da. În momentul de față, revedem cine au 7 ori 5. 7 ori X. 7 ori X. Adică da? 7 ori 5. 7 ori 5 și face 35. Dar nu am mai, nu am mai ajuns la asta, domnul profesor. Vedeți? Unde le-am dat cu P. Ia uitați-vă un pic mai sus. A egal cu 35 P. Acum ne ajungem la A egal cu 35. Păi acolo și P egal cu 1. Deci puteam opri că pe U e 1 acolo. Da? Soluția care am găsit-o aici, eu am mai mers să o locuiesc acolo, dar nu mai trebuia. Fiind cele mai mici, trebuie mai mici. Și pe U e egal cu 1. Da. Deci tot ce am lucrat mai înainte, notând cu P, a fost corect. Da? Numai că n-a fructificat. Nu puteam să-l opresc pe P. Să simplifica acolo. Ați văzut că se simplifica acolo. P cu P nu știu ce. Și erau, nu știam de ce. Nu fructificasem cele mai mici numere AB. Deci, până la urmă, cu P-ul ăla e corect. P-ul, da, cu varianta P egal cu 1 am locuit din cauza că vor să fie cel mai mic. Și atunci A egal cu 35, B 25, C 36 și D 60. Ăsta sunt numele. Vă rog să vă uitați dacă am avut dreptate. Ar fi bună să nu avem că morim aici. Și sunt mori, că a fost exercițiu greu. Ia zi, 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 3600 și ceva de stele. Așa. Dacă exercițiul 20, minim obținem soluții, dă, și zice așa. Aoleu, hai domnul, să vă citesc tot ce e aici? Nu, dar soluția A e gata. Dar zice, stați puțin, vai de mine. Ia uite așa zice. Deci așa, 1260 x egal cu 25 y egal cu 36 z egal cu 35 t și egal cu 6300 k. Și eu am obținut 6300, știu. Știu că am obținut 6300, că v-am zis eu 6300 la un moment dat. Da. Și am zis că e ori 2. Da, dar aici. 6300 p am obținut. Toată discuția. K minim, K minim. Da. Rezultă K egal cu 1, rezultă da. X egal cu 5, Y egal cu 12, Z egal cu 175 și T egal cu 180. Deci X, Y, rezultă că X egal cu cât? 5. X egal cu 5. Y egal cu? Y egal cu 12. Băi, și noi le-am exact, X egal cu 5, Y egal cu 12 și 10 și da? Să găsesc... Z egal cu 175 și T egal cu 180. Da, să găsesc și acele. Și atunci obținem soluțiile. Pentru cel mai mare divizor comun al lui A și B e 5,175. Da, păi, 5,175. Cel mai mare divizor al lui șef și cel mai mic multiplu. Da. Păi zice da. AB,
Da? E avem la 5 rotunde. Da. 5 și 175. 25 exact. Și 35. 35 și 25, 175 și 5. Și al lui 5 și D, 12 și 180. Păi variantele cele care am lăsat toi acolo. Și toate se iau în discuții. Exact. Da? Și mi-am dat după 180, 36, 60, 60, 36, 36. Au, B-ul și C-ul în final. Vreau. Atât. Și analizul nu mai de final. Păi asta trebuie final, că toată, asta trebuie au toți. Găsim pe A, B, C și D. Da. Da? Și se comută între ele, între A și B acolo. Da, da, apare 60, 36, 12 și 5, dar nou, 35. Da, 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 da. Deci 12, 180, 36, 60, 36, 60, 180, 12, 5, 175, 35, 25, toate da, apar, toate da. Soluțiile noastre. Da, apar toate apar, în combinația aceea. El îi dă și multipli. Exact. Deci dăm variantă și multipli, da? Da. Deci, unei, știu, foarte, foarte complex. Da, foarte complex. Și ar mai fi 23 ori? 23, da? Da. Hai să ne uităm. Mai? Haideți mai să-ți grijă și nu le știți. Păi, dacă am început asta. Păi, dacă era ca să nu era închid. 23 la pagina 41. Da. Aflați, de-aia vi le-a dat pe weekend, ca să-și vadă capul copilului părinții. Părinții, da? Aflați A, B, A, B și C. Da, hai să vedem un pic. O nebunit. Totuși, există ăsta de câte stele este? De 3. Da, de 3? Dacă ăsta e de 3, eu mă fac acum preot. Nu vreau să vi le dau părea de 7. Da, da, da. Părea de 7, cred că mărim. Dar da. Exercițiul ăsta 20 a fost dat la o etapă județeană. Asta de aici, nu? Așa, da. Păi, de asta. De asta a fost așa de complet. Da, da. Le-a dat toate informațiile posibile. Păi nu mai am chef. Lasă, mamă, că ăsta e mai ușor. Că mai ușor. Mai ușor. Nu e etapă județeană. Adică. Hai să ne mobilizăm. Cel mai simplu este să cedăm. Corect. Da, haideți da. Să lucrăm. Hai să muncim. Aflați A, B, C. O secundă să șterg. Da, da, da. Scrie-mi, băi. Aflați A, B, C. Egal cu întrebări. Știm că... Ușa a fost în creatoare? După Robert, nu. Du-te mie așa. Nu știu. Nu știu, lasă-mă. O, apoi nu știu să știu. Ia, la de acolo de tras, atâta, ca să nu vine ce ea. Nu cred, mamă, ce e mai de sus de aici. Acum zic. Zero de plus perioada 1. Care? Îi lasă, la cum să obișnuiește. Vă ditez un profesor? Da. Deci aflați A, B și C. E frumoasă. A, B și C. C. Știm că A și B sunt invers proporționale cu... A și B. Invers proporționale cu... A, 0, B. Invers proporționale cu 0, perioadă 2. Respectiv 1, perioadă 1. B și C. O secundă. 1 virgulă perioadă 1, da? Da. B și C. B și C sunt direct proporționale. Așa. Cu 3 și cu 2. Direct proporționale. Da, direct proporționale. Da. Cu 3 și cu 2. Iar 3A plus 2B 3A plus 2B minus C este egal cu 57. 57. Stați puțin. Iar A plus 2B plus 3C. A plus 2B plus 3C. Așa? Este egal cu 54. V-am zis de la altă. Deci da. Asta nu. A, prima nu. A plus 2B plus 3C face 54. Da. Hai, de repede. Hai, ce înseamnă? Ce înseamnă că sunt de invers proporțional? Invers proporțional, adică A ori 2 pe 9. A ori 2 pe 9, da. Egal cu B ori? Egal cu B ori 1 întreg și 1 pe 9, adică 10 pe 9 direct. Da? 10 pe 9 vine. 10 pe 9. Da. Și?
și cu directă direct proporționale, adică B, B supra 3 egal cu C supra 2. Corect. Și mai avem relația A plus 2B. Da. A plus 2B. A plus 2B. B plus 3C. Da, cu 54. Păi, de acolo, de ne-a scris A ori 2 pe 9, putem să zicem echivalent cu 2A supra 9. 2A. 2A de supra 9, ai zis bine, egal cu 10B. Egal cu 10B pe 9. 9. Da. Renunțăm la 9, la un 2, și echivalent, va spune că A egal cu 5B. Așa, din a doua putem să amplificăm prima cu 2 și a doua cu 3. Deci prima cu 2 din nevoia care o ai tu, nu? Da. Și a doua cu 3. 3, da. Așa. Deci e egal mai departe cu egal cu 2B pe 6. Nu, 2B, da, pe 6, care este egal cu 3C supra 6. Așa. Așa. Și egal mai departe, să adunăm 2B plus 3C supra 12. Da. 2B plus 3C supra 12, da? Da. 2B plus 3C, totul pe 12. Și înlocuim acolo, nu e A plus 2B plus 3C. Da, nu? A egal cu 5B. Și nu scoatem, nu scoatem și pe ce în funcție de B? Putem 3. Deci mai îmi trebuie A de o legătură între A, vezi că am A egal cu 5B, da? Și ar fi că să scoatem pe ce în funcție de B. Aș putea să zic că 2B plus 3C e 54 scăzut un A, scad de aici până în ambii membri, și să fie o relație în A, în A și B. Hai să zicem, egal mai departe la de aici, cu 2B plus 3C, care e cât? Dacă scădem un A de aici, cât va veni 2B plus 3C? 54 minus A. Da. Deci vine 54 minus A supra 12. Se simplifică 54 cu 12. Niciunosule! Nu. Păi poți să faci 54, că este scădere. Nu e... Dacă ar fi mulțire. Păi tu mă vezi obosit, nu? Și mă sancționez. Bunare. Hai să facem așa. B pe 3 egal cu asta. Deci pot să spun acum B supra 3 egal cu 54 minus A totul supra 12. Care s-ar traduce echivalent în 12B, nu? 12B, Miruna, ai bine? Da. 12B egal cu 3 pe lângă 54 minus A. Hai că 12B este egal cu 5B. Poți să folosesc pe A egal cu 5B? Sigur că da. Acum vin și alta A egal cu 5B. Și înlocuiesc. Și înlocuiesc pe A în relație de acolo. Eu zic că... cum să facem? Deci A egal cu 5B. Și ce devine? Dacă A e 5B, ar însemna că înlocuiesc aici, nu? 12B egal cu 3 ori 54 face cât? De 3 ori 53 ori 4, 12. Face 162. 162 minus 3A. Minus 3 ori A care știu, 5B. Echivalent cu? 12B egal cu... 12B egal cu 162 15B. Plus minus 15. Da, da. 15. Adunăm cu 15B în ambii membri. Am 27B egal cu 162. 27B egal cu 162. B egal cu 6. Pentru că B egal cu 6. Hai, dacă o spun mai simplu. Da. Dacă nu știu pe B, atunci... totul este rezolvat că mă duc în fiecare. De A cât va fi? A și tu va fi 5 ori 6. 5 ori 6, 30. Da. Și ce unde îl găsesc? Repede, repede, din B
pe 3 egal cu c pe 2, adică 6 pe 3 egal cu c supra 2. 6 pe 3 egal cu 3 egal cu 3 și egal cu 4. Deci 6 pe cât 3 egal cu c pe 2. C pe 2. Rezultă că c egal cu 12 c supra 3 și egal cu 4. 4. 2 ori 2, 4. Da? Și ăsta a fost foarte ușor. Asta nu s-a comparat. Da, nici s-a pus problema. De, da. Foarte simplu. Hai, haideți să mai vedem încă o dată. Deci, știind că sunt invers proporționale, da. Vreau să vadă ce înseamnă invers proporțional și înseamnă direct proporțional. Da. Și a însemnat că 2a pe 9 egal cu 10b pe 9, da. A egal cu 5b. Prima relație, important. Asta a fost. Da, și a doua, când trebuia să scrie cu direct proporțional, cred că ne mai aduce aminte. Se vadă dacă nu ne-am obișnuit prea mult cu invers proporțional, dar direct mai știm ceva. Și am văzut ce a însemnat. Aici însă noi facem, datorită faptului că ne e foarte proaspăt în minte, cum de la b pe 3 egal cu c pe 2 construim 2b pe 6, fracție echivalentă cu asta. Corect. Și 3c pe 6 că e echivalentă, mulțim și sus și jos. Facem proporții derivate. Și facem proporții derivate, dar puteam să ne oprim și aici. 2b egal cu 3c, că au același numitor. Da. Deci mergea și asta. 2b egal cu 3c. Și eu la fel vreau să zic, la fel, da. Deci, da. Acum, Adi, puteam merge, deci din clipa în care, fără să mai adun, nu am fost mai complicat, 2b egal cu 3c și mai adaug cea pe care o știu. Ai, da. 5b. Și de aici rezultă că b, în momentul în care pe c în funcție de b, pe a în funcție de b și duce în relație. Și înlocuiam, și la acolo. Sigur, și vine c egal cu 2b pe 3. Da. Că a egal cu 5b. Deci înlocuiam. Sigur, așa pe fine. 5b plus 2b. 5b. B. Da, plus 2b. Plus 2b. 2b rămâne. Plus 3 ori. 3 ori 2b pe 3. 2b pe 3. Se simplifică acolo 3 cu 54. Da. 3 cu 13. Și face 5b plus 2b plus 2b și cu 2b, 4b. 4b egal cu 54. Adică 9b egal cu 54. 4b egal cu 6. B egal cu 6. Așa ne-a luat. Da, da, da. B egal cu 6 și dacă pe B îl știu, da, aflu și pe A. A egal cu 5 ori 6. 30. Deci așa ne-a dat și 9. Și ce egal cu 2 ori b pe 3, adică 2 ori 6, 12 pe 3, 4. Așa ne-a dat și nouă. Sigur. Cum vi s-a părut? Cred că mai simplu așa. Da, mai simplu de două ori. Da? Mai simplu așa da, decât da, în bare. Foarte ușor este și tot comparativ cu cel dinainte. Uau! Da, 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 scrii tema, da. Nu contează. A făcut-o, e un câștig. Exact, e un câștig chiar. De ce să nu spunem? Și acolo e ce aveți? Hai să vedem la geometrie. Pentru tema asta care scrie. Nu, pentru marți. Da, dacă da. Avem timp mai lucrăm, dacă nu, nu. Asta să vedem. Câte acum ce așa? Păi și 16. 8 și 12. Câte minute sunt acolo? 49. Mai după vii? Iar dacă vreau să vin. Dacă nu mai vin, mai lucrăm o problemă. Mai lucrăm o tare problemă. Sigur. Hai, nu pot. Oricum, Andreea mi-a anunțat că nu vine. Băi, ce o să gândim, dar vreau să o să gândim. Plouă afară, ești urât. Ce? Nu renunța. Ia să mă renunța, să facem un problem. Da. E fain. Da. Hai să vedem. Vezi, care sunt notate aici, nu? Spuneți-mi cât mai este acolo ca timp. 40 și ceva de... Păi, fiindcă trecem la geometrie, oprim. Oprim și începem din nou. Da. Hai, opreți și începem.